În România funcționează din 2021 registrul agresorilor sexuali, în care sunt trecuți cei care au comis infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. Astfel, polițiștilor le este mai ușor să-i urmărească pe cei care comit astfel de infracțiuni. Același model ar trebui aplicat, susțin sindicaliștii din poliție, și în cazul consumatorilor de droguri, prin înființarea unui registru național. Să vină legiuitorul să spună: ai fost identificat drept consumator de droguri? Da. Ai fost trecut în registru? Da. Domne, 5 ani de zile nu mai poți avea dreptul să conduci mașini în România. Nu ai voie să obții permis, sau dacă ai permis, ți-l iau. Iar la 2-3 ani îți mai fac un test. Dacă iarăși ai în sânge cruciulițe, iarăși mai dau 5 ani de zile. Ideea nu este nouă. În urmă cu 5 ani, o solicitare similară a fost făcută de polițiști antidrog, potrivit surselor TVR Info. Registrul consumatorilor de droguri ar fi necesar pentru că actualele baze de date accesibile polițiștilor rutieri nu cuprind suficiente informații. Bazele de date accesate din teren pe terminalele polițiștilor și jandarmilor operativi nu reliefează și nu cuprind problematica de condamnare sau cercetare sau punerea în mișcare acțiunii penale în infracțiunii la regimul drogurilor. Ministrul de Interne a anunțat, după controlul făcut în cazul tânărului drogat care a accidentat mortal două persoane, un set amplu de măsuri care să ajute în lupta împotriva consumului de droguri. Cătălin Predoi a vorbit inclusiv despre mărirea termenelor de restituire a permisului atunci când acesta a fost anulat ca urmare a consumului de droguri sau alcool și confiscarea mașinii în care sunt depistate droguri sau conducătorul auto a fost confirmat pozitiv. Instituirea unor noi situații în care efectuarea testării antidrog-alcool este obligatorie suplimentar prevederilor actuale. Atunci când în vehicul sunt identificate substanțe care pot avea caracter psihoactiv, recipiente cu alcool desfăcute, conducătorul auto figurează în bază de date că a încălcat norme privind consumul de alcool și droguri la volan, precum și când a comis infracțiuni la regimul substanțelor interzise. Surse din Ministerul Interne spun că propunerile ministrului Predoiu sunt necesare, însă nu suficiente, pentru că numărul polițiștilor este prea mic și lipsește tehnica necesară. Știrile TVR au solicitat pe 21 august Poliției Române să ne transmită câte aparate drug test sunt disponibile și care este deficitul de polițiști rutieri. Până acum nu am primit răspuns.